Bine v-am găsit! Astăzi o să aflați povestea lui Ben, care îl iubește pe ursuleț. Și ghici ce? Și ursulețul îl iubește pe Ben. Lui Ben îi place să se joace cu mămica lui. Lui Ben îi place să se joace și cu tăticul lui. Îi place mult de tot să se joace cu mami și cu tati. Uneori, mami și tati nu au timp. Atunci Ben nu are cu cine să se joace. Asta nu îi prea place. Pentru că atunci se simte singur. Ben tocmai construiește cel mai frumos turn când deodată se aude soneria. La ușa casei lor se află un ursuleț. Bună ziua! Numele meu este Ursuleț, se prezintă el. Ce spune? Întreabă mami, care nu-l înțelege ce vorbește. Spune că îl cheamă Ursuleț, îi răspunde Ben. Ursulețul șoptește. Și, din păcate, sunt mereu singur. Asta nu trebuie să se mai întâmple. Îl liniștește Ben, apoi îl duce în camera lui. Ursulețul spune uimit. Este cel mai frumos turn pe care l-am văzut vreodată. Ben se bucură să audă asta. Împreună dărâmă turnul. E grozav că ursulețul are voie să stea cu Ben. Acum ursulețul locuiește cu Ben. Și asta e bine. Pentru că ori de câte ori Ben vrea să se joace și ursulețul vrea să se joace. Iar când ursulețul vrea să se joace, Ben vrea să se joace și el. Așa că niciunul dintre ei nu mai este singur, nici măcar o clipă. Dimineața, Ben și ursulețul iau micul dejun împreună. Ursulețul îi dă să mănânce lui Ben, iar Ben îi dă să mănânce ursulețului. Dacă ursulețul se murdărește cu mâncare, Ben îl curăță cu grijă. După masa de prânz, Ben și ursulețul se așează confortabil în fotoliul cel mare. Se uită împreună la cărți. E așa plăcut! Ursulețul se cuibărește lângă Ben și închide ochișorii. După amiaza, ei se întâlnesc cu Tom și cu prietenul lui, iepurașul. Toți patru au să-și povestească o mulțime de lucruri. Se joacă și se dau un leagăn. Uneori, ursulețul trebuie să-l ajute pe iepuraș pentru că e mult mai puternic decât acesta. Seara în pat, Ben și ursuleț se simt tare fericiți. Acum se iau unul pe celălalt. Când mami stinge lumina, Ben șoptește. Ben îl iubește pe ursuleț. Apoi are grijă să fie bine înveliți amândoi. Înainte să închidă ochișorii, ursulețul șoptește. Și ursulețul îl iubește pe Ben. Aceasta a fost o poveste despre prietenie, căci suntem siguri că și voi aveți o jucărie preferată care este mereu cu voi. Cartea Ben îl iubește pe ursuleț și ursulețul îl iubește pe Ben a fost primită de biblioteca noastră pentru spațiul Primo Hub, spațiu comunitar pentru părinți și copii, dotat de centrul Step by Step în cadrul proiectului România crește cu tine, educația timpurie, o investiție în viitor.